După dubla manșă cu bătaie de la București, Proghim și Steaua joacă returul la Gheorghieni. Prima repriză a fost echilibrată 1-1 și a fost dedicată mai mult plătirii polițelor strânse pe Mihai Flamaropol. Cel mai bun om al Stelei, capitanul Ioan Timaru, a fost din nou decisiv pentru echipa sa. După două goluri marcate săptămâna trecută campionilor Sport Club Miercurea Ciuc, Timaru a reușit o dublă și la Gheorghieni. Tot două goluri a scris și Andrei Butocinov, iar Emelianenko și Zabludovski au completat seara ucraineană a Stelei. Roșalbaștri au învins în prima partidă cu 7-3 și cu 41 de puncte sunt instalați confortabil pe primul loc al clasamentului.